Când e somnoros sau obosit și vrei ceva care să te trezească, să te țină alert sau să-ți dea un boost de energie, bag mâna în foc că te gândești la cafea. Nici nu te condamn, doar s-a dovedit foarte eficient înainte, nu? Mulți nici nu se pot trezi fără să-și bea cafeaua. Dar oare chiar așa e? Înainte să bea cafea, se putea trezi fără probleme și fără să fie morocănoși toată ziua. Deci, cum ne ține treci cafeaua? Și oare ne mai putem trezi fără cafea, așa cum o făceam odinioară? Dacă vrem să înțelegem de ce ne este somn sau ne simțim obosiți, trebuie să ne uităm la păpușarul care ne controlează viața, creierul nostru. Plin de rețele de neuroni care controlează fiecare celulă din corpul nostru. Dar pentru a funcționa, neuronii au nevoie de energie. Energie pe care o obțin consumând la nivel celular o nucleotidă denumită adenozin trifosfat. Mă rog, nu contează. Ideea e că în urma consumului, celulele eliberează adenozină, un fel de resturi. Resturi care nu umblă aiurea prin corpul nostru, ci sunt colectate cu ajutorul unor receptori, tot de la nivelul neuronilor, special adaptați pentru această sarcină. Ei bine, când această adenozină se atașează de receptor, la fel ca două piese de puzzle, se declanșează o reacție chimică în interiorul neuronului care încetinește impulsurile neuronale, adică ne simțim somnoroși. Cu cât avem mai multă adenozină în creier atașată de receptori, mai bine zis, cu cât am stat mai mult treci și am consumat mai multă energie care a devenit adenozină, cu atât ne simțim mai somnoroși și obosiți. Aici intervine cafeaua, mai exact cafeina din cafea, care la nivel molecular arată cam la fel ca adenozina. Bine, sunt diferențe între ele, dar neuronii și receptorii lor nu văd aceste diferențe și ajung să colecteze cafeină în loc de adenozină. Practic, cafeina blochează receptorii astfel încât aceștia să nu mai poată intra în contact cu adenozina care să declanșeze acele reacții. Asta nu e tot. Din câte se pare, când cafeina ia locul adenozinei, ne stimulează să secretăm mai multă adrenalină care ne face mai alerți și mai multă dopamină care ne îmbunătățește starea de spirit. De aceea cafeaua ne ajută să ne trezim dimineața, chiar dacă în acel moment al zilei nu avem adenozină, aceasta fiind eliminată în timpul somnului. Problema e că dacă abuzăm de cafea să ne țină treji, neuronii creează și mai multe receptori, deci adenozina tot o să se instaleze. Din acest motiv, dacă o bem constant, aceasta nu mai are același efect pe care l-avea odinioară când am băut această licoare pentru prima dată. Deci, pentru a obține același efect ca înainte, trebuie să bem și mai multă, iar apoi și mai multă și tot așa până devine nesănătos. Iar când nu o bem, o să simțim o oboseală cronică, pentru că neuronii colectează și mai multă adenozină decât o făceau înainte. Inclusiv o să ne simțim mult mai obosiți în timpul zilei sau seara. Dar dacă oprim pentru un timp consumul de cafea, chiar dacă e greu, atunci treptat acei receptori o să se împuțineze. O să revenim la starea în care eram înainte să bem pentru prima dată cafea, deci o să beneficiem din plin de efectele ei. O să avem un somn mult mai odihnitor și nu o să mai resimțim atât de tare oboseala de peste zi. De aceea e bine să bem cafea când e nevoie, nu să facem din asta un obicei, fie el și obiceiul cafelei de dimineață. Acest obicei mai mult strică decât ajută. Dacă vrei să citești mai multe despre acest subiect, pun în descriere link-urile din care m-am inspirat și eu. Nu uita să te abonezi la canalul de YouTube și să dai like paginii de Facebook dacă vrei să afli și mai multe lucruri interesante. Link-urile tot în descriere. Chiar dacă ți-a plăcut videoul, s-a părut interesant, dai un like și distribui-l mai departe să-l vadă și prietenii tăi, chiar mă ajută. Fii informat, curiozitatea nu a omorât pe nimeni. Come along with me. I'll show you.